revenit în direct cu Laura Dinu, consilier spiritual, și vorbim despre manifestarea puterii interioare. Și continui să o întreb așa, dacă, uite, sensibilitatea face parte din puterea asta interioară, pentru că de multe ori suntem catalogați drept a nu fi puternici atunci când suntem sensibili. Și de fapt... De acolo vine puterea. Așa, mulțumesc! Știi, foarte multă lume vine să se repare de sensibilitatea asta. Plâng prea ușor, mă emoționez, empatizez foarte mult, parcă nu mai sunt eu. Dar dacă tu ești, cum ar fi să recunoști că de fapt tu ești așa? Ar fi să-ți recapezi puterea. Ar fi să primești puterea înapoi acasă. Pentru că puterea îți poate fi cumva luată, în ghilimele de rigoare. Știi, există anumite persoane care sunt mai invidioase așa, sau care deoache, sau care îți vor rău, ca să vorbim așa mai direct, știi? Și ce zic, a, ești puternică? A, stai un pic, te facem noi mai puțin puternică. Ia să vezi cum se rezolvă. Și deodată nu mai ai energie, nu poți să mai plângi, nu mai simți, nu mai ești tu. De ce? Ai fost lucrată la putere, printre altele. Da. Și se întâmplă lucrul ăsta, să știi. Indiferent de, eu știu, ești inițiat, neinițiat, poți să ți-o fure oricând pe partea asta. Dar vestea bună este că poți să-ți recapeți, într-adevăr, prin anumite metode, să-ți recapezi puterea, da? Să ți-o revendici. De exemplu, în constelațiile familiale, de multe ori puterea, eu recomand cursanților să-și ceară, să-și revendice puterea de la părinți. Pentru că puterea, știi, i-am dat-o mamei, i-am dat-o tatălui, eroul meu, ești eroina, da, idolul, modelul meu în viață. Și atunci l-am investit cu toată puterea mea. Și puterea mea e la mama, puterea mea e la tata, puterea mea e la soțul meu, eu știu, la ce diriginte sau profesor sau... Nu contează. E important să o chemi acasă, să ți-o aduci înapoi. Și cum facem asta? Sau cum o recunoaștem noi? Mă gândesc că nu pleacă nicăieri, tot acolo este, numai că nu o mai vedem, nu? Da, cumva o parte din ea devine invizibilă. Este, nu poți să o accesezi. Ea este în câmpurile tale, în interiorul tău, dar nu este disponibilă. Și e ca și cum tu ai o putere de 80%, știi? Ca un motor, ca o mașină, da? Are o putere, o capacitate. Nu se manifestă la capacitatea reală, la capacitatea totală. Și tu simți că poți mai mult și tu știi că poți mai mult. Și e simțirea aceea din interior în care, of, aș mai urca 10 trepte, dar nu mai pot. Dar eu știu că pot, dar de ce nu pot? Și aceste întrebări te vor ajuta să ajungi la tine, în interiorul tău, și să descoperi blocajul, credința limitativă, programul sau cine știe ce s-a întâmplat cu acea putere a ta în viața asta sau în alte vieți, pentru că este posibil să vii cu această putere pusă pe pauză, da, din alte vieți. Chiar și de tine, să știi, am descoperit în unele cazuri în terapie situații în care persoana respectivă, într-o altă întrupare, în altă viață, și-a trimis în viitor anumite blocaje care să o atenționeze dacă depășește o limită. Și interesant că le-a conștientizat, le-a văzut, dar nu știe cum să le anuleze, să le, știi, să le scoată din structurile ei, pentru că aceste blocaje sunt niște energii și ele pot fi extrase, pot fi curățate, anulate, deprogramate, depinde de metodă. Nu toate se rezolvă prin aceeași metodă sau cu aceleași tehnici, da? Există metode și tehnici diferite în funcție de ceea ce nevoie ai și atunci
du-te și întreabă, caută-te, cum se spune, du-te, vorbește cu un specialist, fă-ți tot felul de investigații pe partea asta energetică, așa cum când tu simți că te doare ceva în corpul fizic, începi să-ți faci analize, te duci la doctor, la medicul de familie, te duci acolo, acolo, faci tot felul de investigații, remeneuri și tot felul de... să te cauți, să vezi de unde vine durerea sau boala respectivă. Așa este și pe partea energetică. Ok, nu am putere, dar eu simt că o am, că eu știu că este în mine, dar nu o găsesc. Te duci și te cauți. Și există acești, eu știu, terapeuți, da? Bioenergoterapeuți sau tot felul de persoane sunt astăzi care pot identifica mai repede sau mai târziu, din prima sau din a doua, din a cincea, din a șaptea, blocajul, situația, da, a ceea ce te împiedică pe tine să manifesti puterea. Mă gândeam acum, atunci când admir pe cineva sau îl pui pe o treaptă așa mai sus și tu te vezi mic, atunci îi dai puterea ta, practic, acelui om, atunci când îl vezi așa foarte sus. Și da și nu. Acum depinde, dacă ai putere de dat, pe semne că îl investești cu puterea ta. Dar este posibil să faci această diferențiere între tine și persoana respectivă din cauza unui program din copilărie, în care ți s-a tot spus, tu nu poți, tu ești mic, tu nu poți, n-ai cum să ajungi tu la borcanul cu miere de sus din dulap, uite-te la tine, nu poți, n-ai cum. Și atunci tu nu poți, tu atâta știi că nu poți. Și e bine să-ți lucrezi și să-ți recapeți a putea, da? Dar cum am spus mai devreme, aliniat cumva la divinitate, la legile acelea divine, la pozitivism, la încredere de sine. Contează foarte mult ce faci cu acest dar, cu acest har, cu această virtute numită putere, pe care o caută toată lumea, o răvnește toată lumea. O primești și ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Că e important să știi ce faci. Ok, că mă întreabă, bine, ok, recapăt puterea și ce fac cu ea? Păi poți să faci orice cu ea. Alege. Aici voiam să zic, aici vine vorba de a alege, de fapt, și iarăși da. E o parte importantă și de asumare și... Exact, exact. Vezi, de aceea sunt atâtea situații neplăcute în țară, în străinătate, pe această planetă, în diferite domenii, pentru că puterea care a nimerit la o persoană care nu poate să o gestioneze, nu are manual de folosire a acestei unelte magice, poate să facă mai mult rău decât bine. De aici e vorba aceea, Doamne, dă-mi cât pot să duc, că dacă îmi dai mai mult, s-ar putea să nu știu. Da, să nu știu, să mă zdrobească acea energie, să fac mai mult rău decât bine. Din păcate, se poate întâmpla și lucrul acesta. Și sunt foarte multe persoane care au frici legate de dacă nu fac bine, dacă fac mai mult rău decât bine. Și frica aceasta se bazează pe neîncredere de sine, pentru că într-un anumit moment au greșit, da, au făcut ceva altfel, le-a ieșit invers și s-au speriat. Și atunci n-au mai avut curajul, da, puterea are la bază și curaj. N-au mai avut curajul să mai încerce și a doua oară, să mai experimenteze și altceva altfel și s-au blocat. Eu nu pot, mi-e frică. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Am trecut prin această experiență și să știi că mi-a trebuit ceva timp să mă deblochez, să lucrez la încrederea de sine, la curaj, la claritate, la a ști să discerni când să folosești puterea, pentru că sunt situații în care nu este indicat să-ți folosești puterea. Cu cine? În ce context? Sunt foarte multe nuanțe aici legate de putere, deci am putea să avem 100.000 de emisiuni legate de putere, pentru că este o energie foarte la îndemână și este în continuă creștere, ca și iubirea de altfel, da? Dar, cum am spus, dacă tu nu ești un pic conștient de acest lucru, dacă ai anumite programe de autodistrugere, poți să-ți faci rău.
poți să-ți faci rău. Să știi. Și uite, așa picăm în capcana ego-ului și folosim puterea într-un alt fel de sens față de cum ar trebui să o facem. Exact. Orgoliul, iarăși voiam să te întreb, că asociem puterea cu orgoliu. Ești puternic, ești orgolios. Ești orgolios. Da, depinde dacă acea persoană care este și orgolioasă are și putere, poate fi pe demonstrație, adică trebuie să-ți demonstrezi. Orgoliu are eticheta aceea de a te pune în comparație, ia să vedem ce știi tu, să-ți arăt ce știu eu, știi? Orgoliu. Depinde, ce pot să spun? Există energia aceasta a puterii, are mai multe nuanțe, are mai multe esențe, culori, are și miros, depinde de intenția cu care o folosești, cum am spus mai devreme, poți să ai aceste, având aceste claruri, da, un pic activate, să simți acest miros pe lângă tine, în interiorul tău și atunci, da. Dar dacă nu ești lucrat, dacă nu ești conștient și mai ești și orgolios și mai ai și putere, sau cel puțin crezi că ai putere, și din acea credință că tu ai putere, tu chiar faci ravagii, această persoană este periculoasă. Și trebuie să învățăm să lucrăm și să știm cum să conviețuim cu aceste persoane, pentru că sunt foarte multe în jurul nostru. Sunt foarte multe. Și trebuie să înveți, pentru că unele persoane fac rău sau încalcă anumite legi pământene, divine, doar pentru că pot. De ce faci asta? Pentru că pot. Așa vreau. În constelații mi se răspunde foarte mult, mai ales lucrând cu străbunii, cu trecutul, când s-au făcut anumite alegeri, când s-au făcut anumite lucrări în trecutul generațiilor pe arborele genealogic, când întrebam, dar de ce ai ales așa? Sau de ce ai făcut așa, pentru că pot. Și acest răspuns era foarte mult inspirat din orgoliu, știi? Tătea pe afară mândria, pentru că pot. Și atunci ce poți să-i răspunzi? Poți să-i spui că nu poate? Am dat răspunsul acela de, păi puteai să alegi altceva. Așa este, dar nu am vrut. Ce te faci cu un astfel de om? Atunci tu trebuie la rândul tău să lucrezi cu puterea interioară și să ți-o asumi și să o manifesti. Laura, avem un fel de busolă interioară care se poate numi intuiție, spre exemplu, pentru unii, care să ne indice dacă folosim puterea într-un sens bun pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru? Sigur că da, și nu numai puterea. În general, alegerile pe care le facem, dacă le facem dintr-un spațiu de liniște, de bucurie, tu la rândul tău, în interiorul tău, vei simți liniște și bucurie. Aceea este alegerea făcută din spațiul sufletului. Da? Cu sufletul, am ales cu sufletul, am ales aliniat, am ales în armonie cu mine, cu cei din jurul meu și cu universul. Dar în momentul în care fac niște alegeri din spațiul fricii, pentru că ego-ul asta înseamnă frică, a aroganței, a mândriei, a criticii și a judecății, vei simți o stare de regret, poate nu imediat, poate un pic mai târziu. Știi, eu identific această stare cu expresia aceea, te iubesc, dar... Și acela este ego-ul, când începe să se justifice sau să ceară anumite lucruri. Te iubesc, dar poate mai mi-aduci și mie flori din când în când, poate mai... Este iubirea ego-ului. În momentul în care ai spus, da, te iubesc, punct. E sufletelul care doar te iubește și atât. Nu contează dacă mi-ai adus flori, dacă nu mi-ai adus flori, dacă, eu știu, m-ai sunat de ziua mea sau nu. Sunt niște nuanțe pe care... Cu cât lucrezi mai mult la dezvoltarea ta, la interiorul tău, la a te cunoaște pe tine, le vei identifica. Și aici îți trebuie putere să continui să te cunoști pe tine. Foarte multe persoane abandonează această cale sau
se opresc, iau o pauză, nu acum. Am copil, am un nou job, trebuie să mă ocup. Da, este o iluzie că te oprești. Nu, nu te oprești, doar că lucrează altcineva pentru tine, subconștientul sau alte persoane. Și continui un tipar disfuncțional. Clar. Mă gândesc în felul acesta. Exact. Chiar cum putem să ieșim din această buclă pe care, în care tot suntem? Făcând altfel decât ai făcut până atunci. Deci dacă îți dorești un alt rezultat, asta nu înseamnă că trebuie să repeți aceeași experiență și tu să te aștepți să obții acel alt rezultat. Nu se poate. Nu se poate. Dar făcând altfel, cu riscul, în ghilimele, că nu este un risc, este doar o experiență și atât, de a nu ieși într-adevăr un cozonac minunat, pufos, gustos și strălucitor și cu puține calorii și eu știu, na. Dar a crescut ceva acolo, e ceva, este o experiență. Important este ca tu să continui, să experimentezi. A experimenta înseamnă a evolua. Nu contează câte trepte urci în urma experienței respective sau în timpul experienței respective. Important este să nu te oprești. Și pentru asta îți trebuie putere, îți trebuie curaj. Deci, cumva puterea reprezintă o bază a noastră. Vorbim de o bază energetică, da? Și cu cât conștientizezi mai mult acest lucru, cu atât să știi că puterea este o energie foarte plăcută. Și să știi că poți să devii dependent de putere. De aici sunt, dacă te uiți așa în istorie sau în viața de zi cu zi, sunt persoane care revin la a face același lucru sau a-și dori același post pentru că acel lucru sau acel post le-a oferit putere și îți dă așa un iz de ceva în interiorul tău, devii dependent. Și este periculos să devii dependent de putere dacă nu ai și alte ingrediente cu care să o asezonezi, ca să vorbim așa. Dar asta depinde de tine. Eu cred că, așa cum zici și tu, un om puternic de fapt nici nu caută să fie puternic. El este și atât, și pur atât. Și simplu. Da, exact. Vin foarte multe femei, să spunem, la terapie, care, știți, sunt o femeie puternică, am trecut prin 2 divorțuri, 3 nașteri, 3 accidente, părinții au murit, i-am îngropat, am vândut, sunt foarte puternică. Nu mai pot. Nu mai pot, nu mai vreau să fiu puternică așa. E, asta este o conștientizare. Este un diamant care a ieșit la suprafață. Minunat. Păi haideți să nu mai fiți așa. Și ce faci? Conștientizezi toată energia, puterea, tot ceea ce ai făcut în decursul vieții tale, tot ceea ce te-a făcut pe tine să te simți puternică, emoția de împlinire, de încredere de sine, curajul, continuitatea, perseverența. O să identifici niște daruri pe care le-ai obținut, niște beneficii și le transferi pe partea aceasta de a fi puternic, autentic, de a fi blând, de a cere ajutorul, de a ști să te oprești și să recunoști când nu mai poți. Este altceva. E altceva, ți se schimbă energia, ți se schimbă perspectiva, ți se schimbă viața. Treci frumos de pe un drum județean, ai trecut pe autostradă. Așa îmi place să fac așa o comparație în planul fizic ca să poți să vizualizezi ce înseamnă un drum județean și un drum european. O autostradă cu 4 benzi, 6 benzi față de 2. Deci e o diferență enormă în momentul în care conștient alegi să-ți manifesti puterea din interiorul tău aliniat la divinul din tine. Uite, pentru că tot ai dat acest exemplu cu femeia, cu divorțurile și așa mai departe, mă gândeam acum că sunt oameni care stau în suferință. Da. Și aleg să stea în suferință pentru că consideră că doar aceasta este calea prin care să-și redobândească puterea și ei pot și merg înainte. Da, așa este, pentru că în trecut
da? În trecutul din viața asta, să spunem, sau din alte vieți, deveneai puternic dacă erai bătut, chinuit, torturat. Dar nu cred că trebuie să ajungem până acolo. Nu mai este nevoie. Deci suntem pe o altă vibrație acum. Și oamenii trebuie să înțeleagă, și femeile în general trebuie să înțeleagă că există posibilitatea să ai o căsnicie ușoară, să te simți iubită, respectată, fără să fii înjurată, chinuită și sau umilită. Nu știu ce se întâmplă la fiecare în casă. Deci se poate să obții această energie de iubire și altfel. Și să fii și puternică în același timp. Adică nu scade puterea dacă tu nu mai ești umilită. Pentru că mulți zic, păi da, dar dacă eu nu mai am cu cine să mă lupt, păi devin o legumă. Păi nu e adevărat. Nu este nevoie să crezi lucrul ăsta. N-ai de ce să crezi lucrul ăsta. Hai să încerci, hai să faci altceva și să vezi că puterea este și atât. Da, e nevoie un pic să te îndrume cineva, poate la început, o ședință, două, trei, un curs, în funcție de fiecare, cât își dă voie, cât alocă, știi, pentru sine. După aceea o să prinzi gustul și o să prinzi șpilul, metoda, tehnica, încât să faci singur acasă. Și în viața de zi cu zi, la serviciu, cu colegii, cu familia, copiii, e minunat să știi că puterea este la tine. Și atât. Și să nu dai voie să-ți o ia careva, să nu o dai tu, de fapt, că noi o dăm conștienți. Câteodată, sau nu neapărat. Câteodată, da, exact. Dar cu luatul, aici este o nuanță altfel. În principiu, chiar și așa, tu poți să încerci să-mi iei puterea sau să vrei sau să crezi tu că mi-ai luat puterea. Dar depinde de mine totul. Depinde de mine. Sunt câteva situații altfel, dar aș prefera să nu le discut acum despre putere și despre a lua puterea. Așa. Poate în altă emisiune. Da. Ce să te mai întreb? Mai avem un minut la dispoziție, mă gândesc ca să nu să nu dezvoltăm și apoi să rămânem cu emisiunea în... Păi aș enumera câteva tehnici de a identifica puterea. De exemplu, meditația este o tehnică la îndemâna oricui în momentul de față. Rugăciunea este iar o altă tehnică de a-ți recupera puterea credinței, puterea de a lumina, de a înainta. Și alte metode, eu știu, de inițiere, Reiki, constelațiile familiale, iar sunt alte metode potrivite, ușoare, la îndemâna oricui. Cristalele te pot ajuta să-ți recuperezi puterea, să o identifici în tine, să o simți. Da? Sunt multe tehnici și metode. Important este ca tu, cel care ne urmărește acum, să-ți dorești să faci ceva pentru tine. Eu te aștept cu drag. Îți mulțumim foarte mult, Laura, și de data aceasta ai fost minunată și îți mulțumim pentru toate informațiile oferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă! Astăzi și de aici încolo îți doresc să te împuternicești. Mulțumesc etajul designerilor români pentru vestimentație. Până luni, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere!